Doamnelor și domnilor, cel mai prezent și mai activ președinte din ultimii ani, domnul Iohannis! Klaus Werner Iohannis. Tu știi numele complet? Ești pregătit să citezi rolul de domnul președinte al cuiva? Sau... Nu. Nu sunt pregătit, doamna. Dar... E ce-o fi. Sper să nu fiu anchetat după. Pentru că nu mai am imunitate. În ziua, dragi! Acum voi. Români! Români era, da. Ai, că știu, prins. Știu discursul, domnul, că e unul, da? Președinte, am vrea să vă întrebăm, deși întrebarea n-are niciun rost, aveți ceva emoții? Niciodată am avut emoții între doi oameni atât de puternici. Doi oameni care pare că reprezintă serviciul de antipază și protecție. Cred domnul Popa, pe cine ați adus, domnule, aici? Păi ne bate în joc. Chiar așa aduce oricine. Vorbesc moștele. Haideți să... Văd că deja a început această dezbatere, așa că noi ne retragem. Vă urăm mult succes. Multă dacă baftă, aveți domnule. Nevoie de noi, antipaza, să știți că suntem departe. Mulțumim, domnule Mircea Badea. Dați drumul la câini! Au! Primul lucru pe care l-ai face dacă ai fi pentru o zi la mâncă. Mult rău. M-aș... Prima chestie. Da, tot acolo mă duc. Acolo mă duc, nu mă interesează. Vreau să... Da, am colon iritabil. Și se enervează colonul. Mă duc. Mi-ar plăcea să văd baia în care au stat pe telefon toți oamenii plătiți din... Tot acolo te duci, da, mă, tot acolo mă duc. Și vreau să văd și eu cum dracu-i baia aia prezintă, cât de jmecheră. E cea mai... Ar trebui să fie cea mai jmecheră baia din țară. Tu îți dai seama? Ca de la președinte la viitor președinte, primul om al țării este pregătit să deschidă dezbaterea finală și să ofere câteva sfaturi prețioase candidaților. Doamnelor și domnilor, mandatul meu e pe final, așa că e momentul adevărului. Astăzi e o zi de maximă importanță, zi pe care toată România o așteaptă. În sfârșit, după atâția ani de așteptare, vine mașina cea nouă. Știu că vă bucurați pentru mine. Da, orice om îi trebuie o mașină nouă. Iurico, tu să vorbești pe mandatul tău. Da, orice om... De arestare. Orice om, domnule Klaus, are o stare când mai bună, când mai rea. Iurica, gura că te dau la Dragnea. Am ajuns să râd la glumele lui Iohannis. Bine că sunt mort deja, că altfel muream azi. Condus România cu mână de fier. Motiv pentru care am fost poreclit Robocop. Primii 4 ani am lucrat la România lucrului bine făcut. Iar următorii 4 ani am lucrat la România educată. Cu excepția acestor 2 obiective, eu zic că mi-a ieșit tot. Am fost acuzat că vorbesc prea puțin. Eu prefer să tac și să fac. Mă fiot adevărat, ce să zic. Iurico, te ascultăm. Ce program ai? Acum aici îmi zic discursul și pe urmă mă duc la o cafea cu o prietenă venită din străinătate. Program politic, Iurico. Da. Dragi oameni care vă uitați, stimați ascultători care nu vă uitați, și stimați nevăzători care ați vrea să vă uitați, dar orice om îi lipsește un simț, face și el ce poate. Așa cum și domnul Iohannis se încadrează și îi lipsește bunul simț. Practic scăpăm noi de el la timp, că mai era un pic și se scăpa el pe el singur. Hai, sicu. Viorica! Viorica! Viorica!
Viorica Lemoap, te rog frumos, vino aici, te rog frumos, ia aici loc între noi. Doamna Viorica! Domnule Iohannis, ați scris două cărți și vreau să zic că le vom introduce în programa școlară obligatorie. Așa o să ne asigurăm că nu le va citi nimeni. După cum vedeți, de data aceasta am și glume în ce zic, ca să nu mai râdeți doar când vă uitați la mine. Dacă te cunoștea Caragiale, piesa lui s-ar fi numit O pierdută. Dacă ceva ce spun în această seară nu vă place, vă rog să faceți ce a făcut domnul președinte Iohannis cu românii timp de 8 ani. Ignorați-mă! Aceasta a fost a doua glumă, ceea ce mă opresc, pentru că deja mă ia cu amețeală. M-am apucat săptămâna trecută să le scriu și abia ieri m-au găsit leșinată lângă birou. E un efort mare să faci glume. Îmi dau seama ce greu a fost pentru mama domnului Uraganu să-i facă pe domnia lui. Sper să nu-l votați pe el, că sigur intrăm în război la câți dușmani are. Eu vreau să știți, despre mine vorbesc faptele. E adevărat că m-a adus în politică domnul Dragnea, dar ați văzut. Pe urmă a fost singur cuc și de aceea s-a apucat de cooking. Taie la legume cum tăia înainte în carne vie. N-am crezut să apuc să-l văd făcând fasolică goală pe internet. Așa mă uit eu goală la fasolică pe internet. Goală la... nu contează. Decât să o văd pe asta goală la fasolică, mai bine îmi pun picături cu sos picant. Așa e. Faci fasolică vegană dacă nu mai ajungi la ciolan. Important e că folosești legume proaspete ținute la răcoare. Are sens. Oricum, dintre toți colegii mei care m-au ajutat în carieră, domnia sa rămâne categoric unul dintre ei. Dar să zic despre mine. Simt așa o energie, domnilor și domnilor! Mulțumesc frumos! România e cu mine! Ce galerie ai intrat aici, tată? Noi am venit aici cu autocarul de la Corlati. Ok. Și votăm cu cine ne-a zis deci să votăm. Deci sunteți corlățeni. Cu la Corlati, da. Doamna Viorica! Doamna Viorica! Puteam să fiu. Vasile! Hai, Vasile, vino cu... Hai că te-ai ospătit. Puteam să viu deja la putere, dar mi-a zis lumea că am ghinion cu numele ăsta de floare. N-am știut că Dăncilă e o floare. Doamna Budeanu, știți, vă rog, pe scenă. Domnule Iohannis, mulțumesc că m-ați trezit din somn. Am apreciat la doamna Budeanu că a venit... Ea știu ce vinde, mă. Ai văzut? A venit și a arătat piciorușele, frumos. Cred că dacă era permis și difuzabil, și-a arătat și mai mult. E greu să urci pe scena politică și să fii un lider remarcabil în timp ce lumea încă mai este adunată să vă huiduie pe dumneavoastră. Ați fost un președinte fabulos. Pentru europeni sunteți români, pentru români sunteți neamți, pentru mine tot un fătălău. N-ați venit și cu doamna în seara asta. La ce s-au terminat rochițele alea scurte, cadrilate, cu iz de ultima doamnă? Aveți noroc că e o femeie frumoasă, dar face mai multe gafe la îmbrăcăminte decât a făcut Dumnezeu la Viorica în minte. Râd și eu că râde lumea, dar n-am auzit ce a zis. Vezi că atunci când am inventat termenul amețite, de la tine mi-a venit. Vrei să muți școala lângă toaletă?
E bine așa. E bine, nu? Am înțeles că ne pute școala, dar nu trebuie să mai dăm și motive, știi ce zic? Mă uit la oamenii ăștia care vor să fie în fruntea țării, Hagi și Vadim. Zici că au COVID. Adică au un vid împreună. La țancă, ce să mai zic, în probleme de impozite, a zis că nu știe neologisme. Știe geopolitică cum știu eu să vorbesc decent. Vorbeam înainte de emisiune despre orașele noastre. L-am întrebat unde e Roman. A zis că a plecat la mare cu fetele lui. Asta e România, prietene! Aici s-a ajuns, dar las că facem treabă. Vine Dănuța la putere și vă rezolvă pe toți. Bărbatul fără Dana Budeanu e ca stejarul fără ciocănitoare. Ziceți ce vă trebuie, la mine se vor primi cereri. Le trimiteți prin poștă, că dacă România are ceva ce merge pe pământul ăsta, este poșta. V-au luat la poștă toți politicienii până acum și a funcționat, știi ce zic? Să nu-mi spuneți mie, Dana Budeanu, dacă îmi schimb numele. Fiți atenți la mine că nu spun de două ori. O să desființez statul la muncă și pentru asta o să desființez munca la stat. Nu, că e ușor așa, ai salariu mic și muncești opt ore pe zi. De fapt, stai și te plângi. Aud vorbe căcică, la salariul ăsta doar nu o să ai pretenții să muncesc. Ia auzi, mă, dar ce, te-a făcut măta cu statul de el obligat să te întrețină sau cum? La serviciu se lucrează, gata. Și gata cu toate rudele angajate, că e loc de muncă, da? Nu reuniune de familie. Bineînțeles, pentru cine-i cu minte și își vede de treabă, mărim și salariul. Deși nu asta e problema la voi, că vă duceți toată ziua la munte, e aglomerat pe DN1 de zici că e târg de mașini, nu șosea. Nu știu de unde aveți bani, dar cum îi mulțiți, nu îi mulțea nici sus pâinile, vă jur. Bravo la treaba asta, aveți o aplauză. Bă, să mergeți la vot, nu să stați cu amețita, să o țineți de poanie când își face unghiile. De încheietură, adică. Am zis poanie și v-a sunat capul la ecou. Eu nu pot să o las pe iubita mea să-și facă unghiile singură, are nevoie de ajutor. Păi ia-ți mă dreacu alta dacă are dizabilități. Deci, români, ce face Dănuța pentru voi? Bă, în primul rând o să termin cu corupția. Puterea se întoarce la cine nu a fost niciodată, adică la omul simplu. Eu sunt ca Mihai Viteazu, mai puțin cu șmaia, că nu mai e în sezon. Dar o să dau cu barda în voi, dacă nu vă potoliți. Cum a fost Alexandrii Bardu de la Mircești, o să devin eu Bardu de la București. Ia, știți cine a fost Alexandrii? Hai, mafioților, știe careva? Fotbalist. Croat. Păi nu știți, că voi când dădeați bacul aveați oră la manicură. Ha! Din cei mai mari campioni ai lumii, domnul Gheorghe Hagi. Vă rog. Hagi! 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 Hagi e unul. De ce n-am vorbit eu primul? Nu știu, că n-am mai văzut al Hagi pe aici. Voi ați văzut? Nu? Bine. Păi și atunci de ce se vrea să fiu aici? E posibil așa ceva? Nu se vrea Hagi, Hagi deranjează, nu? Am făcut atâtea pentru România, mi-a cântat tricolorul pe piept. Și astăzi am venit aici? Păi da! Da, că voi știți! Și azi când am venit aici, m-au pus să plătesc parcarea. Și nici măcar n-am venit cu mașina. Păi, puțin respect! Eu am plătit parcarea cu metri și e parcarea mea, știi ce zic? Că zici Hagi, zici numele meu. Cum zic? Hagi, așa zic. Am stat să ascult la ce vorbea ceilalți dinaintea mea care au vorbit înainte de mine. Păi eu dacă sunt eu, nu mai e nimeni. Până când să trăim asta? Așa se ascultă acest discurs. Vă duceți în vizită la o rudă bolnavă la spital, trebuie să dai ceva la portar ca să te lase să intri. Ai n-ai bani, dai la portă. Hai! Mă întreabă lumea care e strategia mea. Strategia mea e să câștig mereu. Că dacă nu câștigi, pierzi. Și dacă pierzi, înseamnă că ești praf. Și dacă ești praf, poate ai noroc să fii președinte două mandate. Mă scuzați, domn președinte,
Să n-aveți vreo impresie că vorbesc de dumneavoastră. Lăsați că eu știu că dumneavoastră este plin de impresii. Ați aruncat cu paltonul ăla pe mașină cum a aruncat Edi Iordănescu zdrențele alea pe teren. Ce trebuie să vă ia cineva haina? Aveți șevalet? A vițit o viață întreagă că a zis la lume că dați și le-ați dat de zici că eram toți o țară de Daniela Crudu. A mai adus și Nicolae Cioacă robotul ăla, Ion. La cine mai trebuie așa? Aud? Că avem deja robotul Klaus. E drept, ăsta din urmă răspunde la mai puține trebări. Așa am avut noi noroc. Ne-a dat țara robot cu Ion, ne-a dat robot cu Klaus și la bot cu Băsescu. Eu nu știu multe, dar schimb știu puține. Și le știu bine, tată. Că am și eu ochi să mă gândesc. A mai fost și Viorica șefă la guvern un an și 9 luni. Ce a făcut? A făcut 1-2 cu poporul român. Că când a fost să facă 1-2-3, s-a terminat numerele. Și mi-a zis femeia aia rețeta la sirop, dar nu o mai știu. Vedeți că mingea e rotundă și se învârte. Poporul nu e prost, e doar redus. E redus la tăcere. Hagi! 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 Incredibil, doamnelor și domnilor! Hagi! Ce se petrece aici? Mulțumesc, vă pup! Unul vrea să desfințeze școala, altul vrea să o bage în veceu și... Da, mulțumesc, bine! Și Budean ca să o fac obligatorie. Păi ce e tâmpenia asta? Mă duc la școală la vârsta mea? Să învețe copiii, că eu am format și am văzut copii peste tot în lume. Da, domnul președinte, știu și de dumneavoastră să spune la fel. Școala e bună, dar trebuie să ai tehnică, tată. Când joacă în mijloc, scrie, nu că desenează. Scrie și desenează și tehnica cu ea scrie. Eu n-am luat bani. Eu am băgat banii mei pentru România. Am adus la euro în țara asta când n-a putut PSD-ul să fure. Euro înseamnă să gândești ce să faci. Deci nu spun coco, spun minte, ca să înțeleagă mintea. Care stă bine la minte și la picioare. Adică inside, mintea înseamnă tot ce ai tu înăuntru. În afară de doar adăcină, vă scuzați. Mersi. Mersi. În afară de doamna Dăcilă, vă scuzați, mintea înseamnă tot ce are ea pe din afară. Adică nu vreau să combat, dar cum vă duceți, doamnă, la Putin? Păi vă ascultă el ce ziceți. Dacă vă duceți în Rusia cu fața asta, nu trebuie nici de vamă. Da, da, gata, corect. Pui sirop și pe urmă pui apă. Doamna Budeanu, cum să ne unim cu Bulgaria și Ungaria? În primul rând că astea erau ale noastre și ni le-au luat ungurii și bulgarii și le-au dat numele lor, care întâmplător sună la fel ca numele țării. Adică... Nu ați adormit, a? Bun. Incredibil. Eu iau gândurile Vioricăi. Cum adică să mărim impozitele? Păi mă mut în țară atunci. Hagi, bătaia voastră de joc? Păi nu te las să pui mâna pe țară, ai pus mâna, e heți. Cum zic? Nu puteți voi să fiți Hagi, că dacă erați Hagi, era rude. Deci țara asta e ca o fată frumoasă de pe Instagram, care și fetele astea sunt ca țigările de pe vremea lui Neanicu. Fără filtru e nasoale rău. Cum e treaba? Te uiți la țara ta, vezi o fată. Te uiți la ea, o vezi, dar după aia te uiți la ea, trebuie să vezi ce e înăuntru. Chiar, ce-o fi pe dinăuntru la Budeanu? Cred că e întuneric rău să moară Gilău. Alor și domnilor, după ce am fost eu președintele vostru atâția ani, iată că mai apar voci care mă contestă. Tot ce am făcut, am făcut pentru voi. Nu credeți că n-a fost așa? Și dacă nu mă credeți, nu am nicio dovadă în sensul ăsta. Rezolv probleme? Se comunică date. Trebuie să fac un grafic în timp real. Asta e ce s-a întâmplat în timpul speech-ului lui Hagi. Voturile, pentru că exit poll-uri parțial, asta mi-a indicat. Urmează acum o persoană care vrea să scape țara de paraziți. Dacă o să-l invit în scenă pe domnul Chelo. Sunt subiectiv, da. Andreas joacă rolul vieții lui, îi place foarte mult. Hai că sunt subiectiv! Aplauze, aplauze! A intrat atât de adânc în pielea personajului încât iese în pauze și ea singur, își dă voie singur, trage de păr colegii, adică e ceva... S-a dus. Bine, sunt chestii pe care nu-mi dau seama, le fac sau nu le fac? Ai face asta? Bineînțeles.
Da, da, deci o parte din mine rămâne mitocanul etern. Deci să nu vă închipuiți că am devenit vreun spirit nobil între timp. Singurul lucru pe care l-am câștigat în ultimii 20 de ani este că am un pic de control. Stimați oameni politici, vă datorez mui gracias pentru invitație. Deschideți gura mare că e momentul să primiți o decorație. Ați făcut atâtea lucruri frumoase pentru oamenii care v-au votat. N-avem tort, dar ca de obicei o să mergem pe blat. Nu erați mai devreme cu Hagi? Eu sunt cu chelul de când... De multă vreme sunt cu chelul. Că știu toate melodiile pe din afară. Ia. Yeah. Venim spre voi din periferiile orașului cu bâta ce vi se îndreaptă spre moalele capului. Cereți să avem dreptate. Avem, dar știi ceva, pentru ce tot ce ați făcut să vă ierte altcineva, noi nu. Hai, mă, ce dreapt. Domnule președinte, doar o întrebare. Dacă a fost de vină PSD, de ce te-am prins cu el în pat acum? Hai, zine repede. Hai, lasă, că și tu ai zis de copoț că era cântăreț la Zoofilix și acum lucrați la aceeași emisiune. Ai făcut și featuring cu Mărgineanu. Mai puțin și ei și lecții de salsa. Glumesc, zine în ritmul tău sau zi germană, poate e mai ușor. De când ai început să ne vorbești, eu nu mai am televizor. Făcuse scurt ca pe centură și mirosea ars peste tot. Nu vreau să te simți vinovat, nu e problema, așa sunt eu mai idiot. Ori nu mă duc la vot că mi-a ajuns, ori merg, dar nu știu ce să fac. Acesta e misterul neelucidat, cum s-a urcat scroafa în copac. Accept smerit să-mi dai în cap, în schimb o să-mi rulez un cucui. Ne-ai dat vise erotice, vedem doar partea goală a paharului. Par hotărât, dar hai să recunoaștem sincer că nu știi nici tu ce vrei. Tot ce ne-ai spus de luni până vineri s-a dus pe apa sâmbetei. Iar duminică te-ai odihnit că Dumnezeu mai schimbă și el foaia și țara se conduce cum o făcea și regele cândva de la Sinaia. 8 ani au trecut și n-am ce să spun decât ai 4, stai jos, trece cu tine timpul cum au trecut toți anii de dinainte de Hristos. Deci eu sunt profesor, da? Poate vorbesc mai rar, dar asta e numai pentru că nu vorbesc mai repede. Să fie clar, da? Ia uite mă, vorbesc singur în capul meu. Îți place în avion că locul tău nu e pe lângă simpli muritori? Hai, leagă-ți bine centura că nu mai e mult și simt că o să zbori. O să ne fie dor de tine și sigur o să plângem împreună un pic. Avem sindromul Stockholm, vrem înapoi, dar răul cel mai mic... Orice om îi place la Stockholm. Era acolo o terasă cu un chelner drăguț. Îmi aducea cafeaua și o vărsa pe mine intenționat că mă plăcea. La Stockholm era sau la Slobozia? Un om cu o carieră fabuloasă, cu o carismă greu de egalat, un om iubit de întregul popor. Un om despre care nimeni nu poate spune ceva rău. Nu există așa ceva, așa că vi-l prezint pe Corneliu Vadim Tudor. Vă rog, dați cuvântul. Având în vedere că vorbim despre gala președinților și lupta finală, Vadim Tudor este personajul meu preferat. Deci, un om complex, irascibil, foarte citit, ca toată lumea, cu defecte, cu greșeli în viață, contestat. Ce e important? Vadim Tudor a fost o enciclopedie pe roți, o bibliotecă ambulantă și un om care chiar a avut umor. Chiar dacă genul ăla de umor care deranjează pe toată lumea. Vadim Tudor! Vadim Tudor! Da. Deci, pe mine m-a spus ultimul. Care v-a să zic, așa v-ați gândit voi, ca Vadim Tudor să vorbească ultimul. Băi, mărțoacelor, băi, nu spuneți voi lui Vadim când să vorbească. Domnul Iohannis, când făceam eu România Mare, dumneavoastră vă pregăteați să o faceți la loc mică. Ce e, domnule, mascarada asta aici? Ce-i cu personajele astea? A venit circul în oraș? A venit circul în oraș și eu de ce nu știam? Mai durează mult aici că vreau... să-mi iau bilet care orice om plătește ca să își facă o bucurie. Poporul român are nevoie de un lider adevărat, nu de papițoi și papițoaie care să folosească țara ca pe hârtie igienică. Ok,
L-ați adus aici drept candidat care să vină în fruntea țării pe țancă uraganul. Pe ce știe asta, mă? Că ultima carte pe care a citit-o a fost la grădiniță. Și pe urmă a trebuit să-i facă o perfuzie că s-a panicat când a văzut că e doar pe litere și fără număr. Are habar de istorie? Perfuzia a fost de la alcool. Cu lași din gură! Am vorbit cu el mai devreme. Ce zic eu am vorbit? Că discuția noastră l-a epuizat și de-abia zisesem salut. Și că el a aflat despre o fată cu o istorie ciudată și vrea să verifice. Domnule, zice, o fi adevărat că e zidită în biserică Ana lui Manele? Zice Anca, hai, recunoaște. Nu face fața aia pe care a făcut-o Joana când l-a întrebat Băsescu dacă a fost la vântul acasă. Dar Joana nu avea nimic de a face cu vântul. Se dusese acasă la el doar în virtutea respectării Bibliei. Pentru că așa scrie și acolo. La început a fost cu vântul. Domnul Țancă Uraganu urmează să ne prezinte platforma lui politică. Domnule Țancă, ați venit ca de obicei cu onomatopee? Nu, cum e? Trebuie venit cu mașina. Bună seara la toți frații mei. Ce face România? Să balancează? Să fiu aici printre toți acești oameni este o onoare. Pentru fiecare dintre voi. Înțeleg de ce e domnul Hagi aici. Că el a jucat fotbal pentru România. Pe vremea când România știa fotbal. Dar ce caută domnul Vadim Tudor? Ăsta mereu a avut ceva boală pe țigani. Și noi suntem singurii care am dus numele României peste hotare. Noi suntem prin gândurile englezilor, prin mașinile nemților, prin buzunarele italienilor. Am tot auzit azi aici că ce o să facă unul, ce o să facă altul. Frații mei, eu mă ghidez după ce mi-a zis mie un curier care mi-a adus o comandă după 2 luni, în viață să nu ai așteptări. Eu nu vreau să fac nimic și cu asta am zis tot. Sunt sincer, mâncava-și bugetul vostru. Țancă! Pentru oamenii mei să știe și o șaorma din partea lui Bosu. Mă interesează să iau tot ce a mai rămas. Deci, la fel ca ceilalți. Doar că eu nu am un discurs așa frumos. Pentru că la mine e cu superstiții. De exemplu, eu nu iau bani lunea. Că merge rău. Așa că tot ce adună țara la buget în ziua aia, rămâne la popor. Ia uite cum se adună bănuți încă o dată, fii atent. Ia uite cum se adună banul cu țancă, uraganul. Frat, președinte, să știe. Nu-mi plac manelele, dar îmi plac un pic maneliștii. Sau invers, nu mai știu. Și la mine nu mai trebuie să muncească nimeni. Furați, mă, toți, că pe conducerea mea statul nu mai are monopol la hoție. Desființez pușcările, că nu avem ce să mai facem cu ele. Și așa e condiții prea bune. Le-am îmbunătățit politicienii, că e ca și cum și-a renovat casa de la bătrâneți. Și acum sunt câte unii care ocupă celulele abuziv. Oameni amărâți, că ei stăteau câte 12 într-o garsonieră confort 2 și la pușcărie sunt câte 10 pe cameră. Vă jur. Dacă ies eu președinte, vă mut pe toți într-o cameră de bicicletă. Oameni buni, unul dintre acești oameni va fi președintele României. Dacă vi se părea că până acum mai rău nu se putea, surpriză! Să încep cu domnul Corneliu Vadim Tudor. Întrebarea comună pentru toți candidații este: cum aveți de gând să descoperiți oamenii care oferă favoruri liderilor politici pentru a le influența deciziile din Parlament? Aoleu, ce întrebare lungă! Ți-ai transpirat până ai terminat-o. Dar șpaga, se vorbește de șpaga. O să fac exact ce ai făcut, Mata. Nu merge, cineva trebuie să salveze țara asta. Da, o rezolv eu, nu vă faceți griji. Mulțumim foarte mult, domnule Corneliu. Doamna Budeanu,
Hai să zic eu cum face Dănuța. Domnilor, ghilotina la francezi a făcut minuni. Culmea, inventând ghilotina, au împiedicat vărsarea de sânge. La fel cum au făcut mai târziu inventând tampoanele, dar nu despre asta vorbim azi. Iar oamenii cu bani care influențează astăzi oamenii politici, să știe, nu mai face niciunul pușcărie. Gata, s-a terminat. Dau o lege și le iau banii. Și îi las liberi să trăiască și ei ca românul simplu. Că la pușcărie e ușor. Îți dă statul cazare și mâncare. Ca om liber e mai rău. Că trebuie să te descurci singur. Gata, instituim dictatura. Da, deci asta e, le iau banii. Succes cu asta. Bravo. S-a strigat. Hai. Domnilor și domnilor, conform datelor primite de la Biroul Electoral Central Aiumor, președintele Aiumor este Ion Iliescu. Nu. Cu 39% din voturi. De ce ții degetul la sus? E bine așa cum e. Dana Budeanu! Am avut dreptate, bă, bravo! Bravo! Da! A câștigat Dana Budeanu! Felicitări! Felicitări! Bine, mă, de la început am fost cu Dana Budeanu, mai dă-mi o plană!